Deci avem aici o avarie, vedeți? S-a tocit de la atâta recoltare. E și aici, dar nu știu dacă putem să rezolvăm și pe partea asta aproape la fiecare rând, se vede. E Gerinkov 6 rânduri, da? O piesă de asta de aici până acolo este 4.000 de lei, fără vârful ăsta. Deci de aici până aici. Și vreau să încerc să facem cu fibră acolo. Vreau să bag și niște negrese cu spumă, cu chestii. Vedeți în filmuleț, să vedem dacă rezistă. Este o probă. Să vedem dacă o să țină. Și poate să vin cu filmuleț în caz că rezistă măcar o campanie. Sau de ce nu, mai multe campanii. Haideți să vedem. Gucci. E plin de toate. Altele are operație estetică și aici. Gucci. Aici am băgat negrese, sunt niște negrese mai lungi, le-am lăsat cu căpățâna un pic afară, cam vreo 2 cm jumate și chiar și mai mult. Pentru gen un fel de armătură ca să sprijine pe ele fibra. Am băgat spumă, se vede, ca să umplu golul. Și acum m-am gândit după ce am băgat spumă, nu știu de ce n-am băgat eu între peretele ăsta și ăla de jos o bucățică de lemn, ceva, ca să nu mai rămână totuși gol. Dar asta e, încerc așa. Acum o să pilesc. O să pilesc și în interior, să aibă un strat și sub asta. Să vedeți acum filmare. Nu știu cum naiba să zic. Vă arăt după ce o fac. Sper să țină. Am pilit, am făcut șanța aici, să poată să intre fibra și pe aici o să bag fibra înăuntru și pe aia trag peste ca să nu vină la suprafață și să apară fisura aici. Sper să nu, să nu apară. Dacă merge, adică mă repet, nu sunt sigur că ține, este posibil să se spargă, dar după ce termin campania de porumb, îmi dau seama dacă s-a meritat sau nu. Țineți aproape, dați și un follow pentru mai multe filmulețe. Să-i dăm drumul la treabă, că vorba multă sărăcia omului. Aici pregătesc fibra. Am băgat în tăritor, dar cred că am pus puțin în tăritor. Chestia e că nu am știut că dacă o să dau strat foarte gros, o să trebuiască să stea mult mai mult la uscat. Adică nu se usucă foarte repede dacă stratul de fibră este foarte gros. Eu zic să lăsați chiar și o zi să se întărească. Pe mine m-a presat timpul, așa că l-am făcut imediat. Aici finisez fibra. N-are rost să-i mai dau vopsea, că e aproape la culoare. Și vedem dacă ține, cât ține și dacă s-a meritat munca. Până data viitoare, să auzim numai de bine. N-a ieșit rău, eu zic că a ieșit destul de bine. E gata botarul, e finisat cât de cât, că nu e de vopsit, dar eu zic că se merită. Acolo combina. Ca să fie bine, ca să nu fie rău, avem Rolex. Auto-l ia! Hai să vedem cât ține și cât rezistă. Inedit video!